Un tânăr de 21 de ani a fost ucis într-o cursă nebunească pe unul dintre cele mai mari drumuri naționale din țară. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care șoferul vitezoman a spulberat efectiv o mașină condusă regulamentar de o femeie. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Tânărul de 21 de ani circula pe DN5 în localitatea Călugărenii județul Giurgiu, cu o viteză amețitoare. La un moment dat, șoferul încearcă să frâneze brusc, trage de volan și intră pe contrasens, acolo unde lovește un alt autoturism care circula regulamentar. Tânărul vinovat a murit pe loc, iar femeia care se afla la volanul mașinii spulberate de vitezoman se află în stare gravă la spital. Polițiștii fac acum cercetări pentru a vedea dacă tânărul teribilist se întrecea cu un alt șofer, surprins de camerele de supraveghere trecând în viteză înainte de producerea tragediei.